Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou clip despre Dacia Duster 3. După cum scrie și în titlu, am schimbat comanda sau mai bine zis precomanda la modelul pe care l-am precomandat prin ianuarie, deoarece a apărut unul care va ajunge mai repede, va fi livrat mult mai devreme și, după cum bine știți, este foarte important să pun mâna pe el acum, la început de iunie, decât să mai aștept până când va veni următorul. Inițial am zis că este important ca acest model să fie varianta de echipare extrem, deoarece vine cu barele de plafon modulabile. Din păcate nu am găsit un model cu această variantă de echipare și până la urmă am optat pentru varianta de echipare Journey, motorizarea 1.2 TCE cu tracțiune 4x4 și care vine cu două pachete opționale, și anume pachetul Heated Seats, scaune față încălzite și volan încălzit, și pachetul cu senzorii de parcare și senzorul pentru un mort. Ar fi fost importante barele de plafon modulabile, deoarece intenționez să cumpăr o cutie de plafon ca să mai câștig ceva spațiu, dar așa o să cumpăr un set de bare aftermarket și de fiecare dată când voi merge la off-road voi da jos cutia de plafon odată cu barele acelea transversale. Deci nu este foarte mare pierderea, asta e. În schimb am câștigat, zic eu, la interior, deoarece interiorul de pe nivelul de echipare Journey este mai frumos decât cel de pe Extreme și nu mai avem tapiseria TEP MicroCloud, care pentru cineva ca mine, care are o oarecare sensibilitate, ca să zic așa, la spate și la temperaturi înalte, probabil că ar fi fost o problemă sau ar fi fost un disconfort resimțit, mai ales pe perioada verii. Deci tapiseria TEP MicroCloud are avantajul că se poate curăța foarte ușor, dar fiind dintr-un material sintetic, izolează foarte bine și astfel cu siguranță că pe perioada verii majoritatea șoferilor vor simți un disconfort accentuat pe acest material sintetic. Voi primi și jandele de aliaj de 18 inci cu anvelope all season la care voi renunța. Urmează să cumpăr deja un set de jante, nu știu sigur dacă se potrivesc cele de pe modelele mai vechi de Dacia Duster pe modelul acesta, sper să nu fie nicio problemă. Din câte știu eu, dimensiunea este 5x114,3, sper să fie la fel și pe modelul Duster 3 și imediat cum comprimez jantele, comand și un set de anvelope AT. Am găsit deja un set potrivit, Cooper Discoverer, cred că este AT2 Sport, și voi monta acele anvelope pe dimensiunea de 16 inci. Nu mai știu sigur exact ce dimensiuni o să iau anvelopele, 215-65 sau 215-70, văd eu care sunt mai convenabile la preț. Și setul cu care vine mașina îl voi da jos și îl pun pe OLX. Dacă obțin un preț bun, îl vând, dacă nu, îl țin și voi vinde mașina cu acel set de anvelope. În ceea ce privește prețul, o să iasă și mai ieftin acest model. Nu va mai fi culoarea Sandstone Beige, ci va fi culoarea gri șist. Câștig 200 de euro și la vopsea, mai câștig vreo 300 de euro sau 400 de euro la lipsa
în teorie, a celui de-a treilea pachet opțional și astfel voi avea un Duster mai ieftin decât cel pe care l-am precomandat. Și poate unii dintre voi deja știu, mașina mea am vândut-o și acum aștept cu nerăbdare să apară modelul meu. Dar până atunci s-ar putea să am la test drive varianta de echipare Extreme, care va fi înmatriculată de către colegii mei de la Darex Auto și vom vorbi mai multe despre acea variantă de echipare. Poate facem și un test două la off-road. Oricum, cele mai importante teste le voi face cu modelul meu, ca să nu fie niciun fel de problemă, niciun fel de stres. Am foarte, foarte multe teste în minte și presim că în lunile care urmează voi crea foarte mult conținut care să răspundă cât mai multor întrebări pe care actualii și viitorii posesori de Dacia Duster le vor avea despre acest model. Inițial am fost un pic supărat că a trebuit să schimb precomanda și să nu am modelul cu parbriz încălzit, dar la urma urmei este ok și dacă vine cu volan încălzit. Oricum, iernile nu mai sunt cum au fost odată, atât de grele în zona mea cel puțin, și probabil că această dotare va fi una la care nu mă voi gândi prea mult iarna viitoare. Planul meu este să aștept și celelalte motorizări cu care va veni Duster-ul începând cu iulie 2025 și dacă va fi disponibilă o variantă cu cutie automată și tracțiune 4x4, atunci cu siguranță că voi opta pentru acest model și al meu îl voi da la buyback. Dar hai să nu ne facem planuri, nici n-a venit mașina și eu deja mă gândesc să o vând. Așteptăm să vină modelul, îl testăm, vedem cum e și vorbim mai multe în secțiunea de comentarii dacă aveți și alte întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru susținere și până data viitoare vă doresc drumuri bune. Pe curând!